Salutare și bine ați venit la un nou antrenament alături de Radu. Salutare. Astăzi vom executa exercițiul de ramat pentru spate cu bara dreaptă. Vom folosi bara scurtă, dar la fel de bine puteți folosi și bara olimpică. Radu, hai să începem exercițiul. Prindem bara puțin mai larg decât lățimea umerilor. Picioarele depărtate, vârful orientate puțin spre exterior, genunchii flexați, spatele drept. Indiferent ce facem, spatele drept. Un lucru are foarte important, capul sus și privirea în față. Orice încercare de a mișca capul va modifica postura și va modifica simetria cu care vrem să executăm acest exercițiu. Trebuie să încercați să ne focusăm prea ne folosi dorsalul pentru mișcare și nu brațele. Sau brațele sau dorsalul. Ok, super, se vede foarte bine cum Radu lucrează din spate, își lasă omoplații în față și apoi trage mult umerii în spate. Aici, pentru respirație, în jos inspiră, sus pe contracție expiră. Foarte bine, deci trageți din spate, pur și simplu trageți mult omoplații în spate pentru a activa dorsalii. Mai ceva? Dacă vrei să adaugi, Radu? Da, cred că numărul de repetări ar trebui să fie între 8 și 12 repetări și, după cum v-am mai spus, spatele este una dintre cele mai grele grupe de stimulat pentru că nu îl vedem și cred că avem nevoie de o concentrare adecvată și o atenție la executarea exercițiului ca să folosim spatele și nu brațele, cum se întâmplă de foarte multe ori în executarea oricărui exercițiu pentru spate. Super! Mulțumim, Radu! Vă mulțumim și vouă pentru vizionare, nu uitați să dați un like, subscribe și să ne comentați acolo, să ne spuneți cum vi s-a părut. Salutare! Salutare!